Articolul 367. Obiectul convenției matrimoniale. În cazul în care se adoptă comunitatea convențională, convenția matrimonială se poate referi la unul sau mai multe dintre următoarele aspecte. A. Includerea în comunitate, în tot ori în parte, a bunurilor dobândite sau a datoriilor proprii născute înainte ori după încheierea căsătoriei, cu excepția bunurilor prevăzute la articolul 340, literele B și C. B. Restrângerea comunității la bunurile sau datoriile anume determinate în convenția matrimonială, indiferent dacă sunt dobândite ori după caz născute înainte sau în timpul căsătoriei, cu excepția obligațiilor prevăzute la articolul 351, litera C. C. Obligativitatea acordului ambilor soți pentru încheierea anumitor acte de administrare. În acest caz, dacă unul dintre soți se află în imposibilitate de a-și exprima voința sau se opune în mod abuziv, celălalt soț poate să încheie singur actul, însă numai cu încuvințarea prealabilă a instanței de tutelă. D. Includerea clauzei de preciput. Executarea clauzei de preciput se face în natură sau, dacă acest lucru nu este posibil, prin echivalent din valoarea activului net al comunității. E. Modalități privind lichidarea comunității convenționale.